Neamitică, să vă povestesc. Neamitică, când a venit la noi, Da. La primul turneu, prima dată a venit și am jucat în Cipru. Da. Și am câștigat 1-0 sau 2-0. Și când a venit, am plecat cu un avion mic. Da. Și s-a luat așa cafea de acolo, că era să nu mai se ridice, care era foarte grea, da. Și era să nu mai se ridice avionul. Și a zis, am făcut cea mai mare greșeală, dar eu n-am știut la ce echipă vin, de acum încolo o să chem numai Boeing. Se iau Boeing-ul, că zic, ce nu putem cu ăsta, zice, trebuie pentru marfă. Așa, și? Și pe urmă au început. Turneele care, vă spun, Neamitică ne spune așa, luați-vă în primul rând pentru voi, pentru neveste, pentru familie, da. Că noi, eu, armeia noștea, noi ne luăm, stai liniște. În primul rând, luați-vă voi. Turneele astea le fac pentru voi. Și vă spun, plecam. Ce hoțoman totuși, pentru că de vă ce? Dați seama că din cargo, din avion, ce aveați dumneavoastră pentru dumneavoastră și jucătorii, cred că era puțin ce aveau ei, el, cred. Da, deci noi, era industriaș, noi practic, aveam 3 asta. Săptămâni de pregătire în Germania, în Republica Federală, da, cum era asta atunci, undeva la Augsburg, care acum sunt în prima ligă, da. La vreo 100 ceva kilometri de München, în care se cumpărau casete video și video. Da. Veneam de acolo, plecam în Turcia. Câte luați? Câte videouri puteați fiecare să luați? Fiecare după posibilități. Și câte? Cam câte luați dumneavoastră? Că sigur mai vindeați din ele și deci, puteați să reinvestiți. Atunci nu aveam, eu nu abia începeam, nu mă gândeam, eram tânăr, aveam 21 de ani, da. Cum să mă gândesc? Așa. Mă gândeam să joc fotbal, nu să... Și din 88 a început deranj mare. Adică, povestiți-ne un pic, ce înseamnă deranj mare? Din 28, din 88... Adică să se cumpere angro mult, pentru că nu mai eram controlat la vamă, treceam cu bani în buzunar și treceam pe la diplomați. Veneam din deplasare cu avionul, veneau autocarele direct pe pistă și descărcam din avion și ieșeam prin spate. Nu mai treceam. Wow. Da. Asta a fost și pentru că ne-am calificat în sfertul de finală în Cupa UEFA, ne-a promis și ne-a trimis în golf. Ce, unde v-a trimis? În golf. Așa, și ce la Abu Dhabi. Așa, ce a fost la Abu Dhabi? La Abu Dhabi, wow, deci noi răspătați. Am stat la un hotel, conducerea la alt hotel. Da. Am stat 10 zile, era o căldură de nu se poate, făceam antrenamente numai seara. A fost pentru noi, pentru că ne-am calificat în sfertul de finală, ne-a promis și tot ce a promis Nuță. Și vă spun, unul poate din cele mai mari capacități care le avea Ministerul de Interne, care a fost executat la Revoluție, venea și ne spunea bancuri cu Ceaușescu înainte de meciurile cu Steaua. Cum așa? Noi rămâneam blocați, că eram toți ofițeri. Că un asemenea om ne... Dar zice să vă descrețesc frunțile. Ce vă e frică de Ilie? De încolo de analfabeți. Chiar așa spune. Ah, cei de la Steaua. Partea deci... din familia Ceaușescu, da, care da, era da, la Steaua. Da, 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 da. Și ne-a trimis în golf și ce să vă spun că a rămas jumătate de marfă, a rămas în Abu Dhabi. Zou? Că nu am căput în Boeing, da. Wow. S-a luat video. Video cât cuprinde. Casetofon. Video pe era... calculator, televizoare. Wow. Deci video era moneda foarte totuși, nu? În momentul ăla. Sony Trinitron, un televizor. Sony Trinitron în Germania era $1,500. Da. Care dolarul 90, gândiți-vă, era vreo 130.000 de lei, o mașină și ceva. Așa. În schimb, acolo era vreo $600. În Golf. În Abu Dhabi. Păi Dubai era Vax atunci. Luați două, practic, două și ceva. Da, dar noi ne-am dus croiți să luăm video. Da. Pentru că video le am îngro. Și fiecare o luat după posibilități. Au fost persoane care luau și 20, 20. Cât ați luat? Mai țineți minte? Eu știu sigur că am luat 15, dar am luat și la prieteni. Da? Da. Wow. Da, se câștiga, deci nu se câștiga foarte bine. Deci, chiar de la Săftica, jucătorii de la prima echipă nu prea ne mai înghițeau. Pentru că noi câștigam mai bine decât ei. De la Dinamo. Da, noi câștigam mai bine decât ei.